O salcie a fost înghițită de pământ în câteva minute și nu s-a putut interveni imediat cu utilaje pentru că terenul este argilos. Primarul din Câmpul Lung a convocat serviciul voluntar pentru situații de urgență. O să asigurăm apă nepotabilă și o să mergem în toate cartierele din Câmpul Lung. Din punctul ăsta de vedere nu trebuie să faceți griji. De asemenea, îi sfătuiesc pe oameni să-și facă provizii de apă plată, apă minerală de la magazin și îi rog foarte mult și pe toți cei care au magazine în câmpul lung să se aprovizioneze, adică supermarketuri și magazine mici nu contează, să se aprovizioneze cu suficientă apă, pentru că e posibil, v-am spus, chiar două zile să nu avem apă. Nu numai orașul Câmpulung este afectat, dar și toate localitățile din jur care sunt alimentate din rețeaua de apă a municipiului. Trapă în proprietăți pentru a crea accesul utilajelor care vor interveni la avarie, pentru a scurta cât de mult timpul de, de, intervenție și de... sperăm să să rezolve cât mai repede posibil. Pentru a rezolva situația apei potabile, s-a apelat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Argeș. Este a cincea avarie majoră în ultimii șapte ani, când întreg orașul și localitățile limitrofe nu mai pot fi alimentate cu apă potabilă.